Pensionarii din Târgu Mureș se gândesc poate mai puțin la tăierea pensiilor pentru că au altă ocupație. Stau pe internet. O fundație le oferă cursuri gratuite de calculator, iar bătrânii profită din plin. Rând pe rând învață să redacteze un document, să navigheze pe internet, cum să asculte muzica de altă dată, dar cel mai important, cum să țină legătura cu nepoții de peste hotare, prin Messenger sau Skype. Și atunci lecția de astăzi este arhivarea. Pensionarii au pășit sfioși în sala de curs. Mulți dintre ei au auzit doar de un calculator, nu au și pus mâna pe vreunul. În plus, au trecut ani buni de când nu au mai stat în bănci, ori de când cineva nu le-a mai predat vreo lecție. Am 71 de ani și am dorit foarte, foarte mult acest curs. Iar motivul este unul simplu. Să nu mor prost. E curios. Ce util vi se pare? Tinerii știe foarte, foarte mult și am zis că dacă și eu sunt... În mediul ăsta și în timpul ăsta așa avansat, să încerc și eu să învăț. Entuziasmul se putea citi pe chipul fiecărui cursant în parte. Cum vi se pare inițiativa, faptul că puteți învăța gratuit să folosiți calculator? Da, este nemaipomenit. Este foarte bine. Am înțeles neoficial că sunt foarte scumpe aceste cursuri și pentru noi este nemaipomenit să avem această șansă. Mulți spun că și-ar fi dorit să învețe mai de mult să lucreze pe calculator, dar nu au avut ocazia. Poate că dacă înainte aș fi știut să lucrez la calculator, mi-aș fi folosit mult mai mult decât. Dar dacă n-am știut că undeva pot să învăț, acum s-o evit ocazia și am venit. Aici găsești informații o mulțime, o gârlă, cum zice română. Un astfel de curs de calculatoare costă peste 200 de lei, sumă ce de multe ori e un pic mai mică decât toată pensia, iar pe cont propriu le-ar fi fost aproape imposibil să învețe. Cursurile presupun o acomodare cu calculatorul, în sensul să știe să opereze pe calculator, să știe să intre pe internet, să poată să pornească Skype-ul, să poată să discute pe video, cu sunet, să-și aducă muzică, să-și caute lucruri legate de hobby-urile pe care le au, cărți de citit, imagini. Iar motivația este și mai mare pentru că la finalul cursurilor primesc și o diplomă care să le atesteze vastele cunoștințe în ale calculatorului.